Am revenit în direct la Jurnalul de Agricultură. Domnule Tabără, apropo de piață și de exporturi, într-un interviu pentru Ro Aliment, domnul Viorel Marin, președintele Anamobului, spunea că în acest moment nu este faptul că a scăzut cererea, așa cum mulți vehiculează de grâu, ci faptul că a crescut foarte mult oferta și țări care până acum nu existau practic pe această piață, cum ar fi India și Pakistanul, dădea dânsul exemplu, spunea, au devenit producătoare și chiar exportatoare de cereale. De cealaltă parte, barilul de petrol a scăzut foarte mult și atunci grâul în Argentina poate concura oricând ca preț cu un grâu din Europa, fie că vorbim de Franța, România sau oricare altă țară producătoare, și avem în acest moment o supraproducție, iar acest lucru nu va face decât ca fermierii pe viitor să trebuiască să-și adapteze în jos prețul, costul de producție al materiei prime. Da, este o problemă legată de costul de obținere a producției și, din păcate, la noi este o problemă greu de rezolvat deocamdată, pentru că fermierii, în cea mai mare parte, sunt în capitalizare. Capitalizarea înseamnă costuri. Noi, din păcate, n-am dus o politică după 1990 foarte corectă cu ceea ce a însemnat paralelismul între formarea proprietății și a exploatațiilor agricole și ceea ce însemna dotarea tehnică. Mi-e face plăcere să o spun, nu pentru că sunt aici, am fost ministru, dar am deschis exportul, importul la un moment dat, fără taxe vamale, pentru utilaje agricole pe care noi nu le produceam. Și de mare valoare, de mare competitivitate, spun eu, și capacitate. Era vorba atunci de tractoare de peste 90 de cai putere și combine de peste 170 de cai putere pe care noi nu le produceam. Aveam tractorul de la Craiova, acel a 1800. Dar, în general, tehnologizarea cu tractoare și cu utilaje de mare forță, pentru că agricultură performantă și cu costul mic, nu faci, să zicem, pe suprafețe mici și cu utilaje de slabă capacitate. Trebuie să ai o tehnologie bine pusă la punct și nu întâmplător unele exploatații de ale noastre realizează încă de pe acum performanță în profit. Și e foarte bine. Noi n-am făcut însă o strategie foarte clară pe ceea ce înseamnă nivelul de exploatații agricole. Dar asta este o altă problemă. Pe de altă parte, nu trebuie să ne bazăm că India este un mare pericol pentru ce înseamnă producția de grâu. E adevărat că prin Revoluția Verde, demarată în anii 70, India a câștigat enorm. Dar acolo sunt și factori climatici chiar mult mai agresivi și mai imprevizibili decât se întâmplă în Europa sau în America de Nord sau în America de Sud, ca și în China. A doua, sunt în continuare foarte mari consumatori și în același timp dezechilibre foarte mari față de necesitățile alimentare zone ale Africii cu Asiei și așa mai, inclusiv Pakistanul și India, chiar la această dată. Sigur că pot să-și facă loc în piață, cum China a făcut și a făcut loc. Și și-a făcut loc după performanțe excepționale în agricultură. Eu uit în China, apropo de ce înseamnă suprafațe mari sau mici. Păi China nu avea un hectar de teren, fiecare fermier. În momentul când guvernul a deschis, în urmă cu vreo 10-15 ani, posibilitatea cumpărării întregii producții agricole, numai să fie produsă, a fost o explozie în unele zone de peste 100 de ori. Vă întreb pentru la telefon, îl avem pe domnul Laurențiu Baciu, președintele la PAR. Bună seara, domnule Baciu! Bună seara! Bună seara! Domnule Baciu, v-aș întreba pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dispariția domnului Marcel Andrei, liderul oierilor din Sibiu. Da, întâi vreau să-l salut pe domnul ministru. Și eu vă salut. Și după care, credeți-mă că mi-este greu să vorbesc de ceea ce m-ați întrebat. Da, este o mare durere pentru noi agricultori, unde am pierdut un coleg deosebit. Un coleg care, cel puțin de când îl știu eu, s-a luptat numai pentru drepturile celor care vin din sectorul ovin. Cu toate sacrificiile și țin minte că stătea săracul câte o săptămână pe la București pentru a rezolva, știu eu, ce probleme apărau în acest sector. Și uitați că până la urmă grijile și nu numai, am înțeles că el avea și ceva probleme, l-au determinat să ajungă într-o situație în care, practic, fizic să nu mai reziste.
regretăm ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu să-l ierte și condoleanțe familiei, ce să spunem, așa se întâmplă de obicei, oamenii buni se duc prea devreme. Da, Dumnezeu să-l odinească, îi trastem și noi în numele echipei. Domnule Baciu, vreau să vă întreb așa un pic dacă a plouat la dumneavoastră, pentru că la noi aici în sud a plouat foarte mult și știm că aveți o problemă cu seceta. Da, în zona Moldovei, deși e un deficit de 200 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă vreo 2000 de metri cubi pe hectar, e adevărat că în ultima săptămână a plouat în două tranșe, în una 20 și ceva de litri, astăzi s-au înregistrat vreo 30 de litri, deci practic vreo 50 de litri, dar încă suntem într-o mare restanță în ceea ce înseamnă deficitul de apă în această zonă. Mă bucur că în alte zone, cum ar fi sudul țării, unde colegii zilnic aproape mă sună să se plângă că nu pot intra în câmp sau nu pot face lucrările la timp din cauza excesului de umiditate, și chiar azi vorbeam cu colegul de la Olt, în care spunea că i-a plouat în ultima lună exact cât lipsește nouă, adică vreo 200 de litri. Da. N-ar fi, dacă lucrurile de aici încolo ar merge normal, n-ar fi o problemă. Culturile de semănate în toamnă arată satisfăcător. Atât cultura, mă refer la cele două mari culturi, cultura de rapiță și cultura grâului. Pot să spun că datorită temperaturilor din ultima vreme sau de anul ăsta, suntem într-un avans față de ceilalți ani cam cu două săptămâni în ceea ce înseamnă starea de vegetație al culturilor. Suntem în epoca optimă de semănatul culturilor de primăvară, dar ne înspăimântă cel puțin pe cei din zona Moldovei și al Transilvaniei, ne înspăimântă ceea ce va urma, mă rog, după buletinele care le-am auzit de la INMH, și chiar azi un coleg din satul mare se plângea că la dânsul n-a plouat deloc, inclusiv ploaia de ieri care a fost, și îmi spunea că e nevoie să treacă de 2-3 ori pentru distrugerea bulgărilor și crearea unui pat germinativ adecvat pentru semănat. Să sperăm că, și mi-aș dori tare mult ca cei de la INMH anul ăsta să nu aibă dreptate și să vină acele ploi de care noi avem atâta nevoie și să nu ne mai confruntăm cu situația care ne-am confruntat anul trecut. Vă dați seama, pentru agenții economici din această zonă, unde anul trecut am înregistrat pierderi de 60-70% din venituri, dacă mai vine un an tot la fel, da, nu știu, cred că în această zonă nu mai putem vorbi de agenți economici care se ocupe cu agricultura. Ar fi de coșmar după ce au întârziat și subvențiile, încă un an de secetă, al doilea consecutiv. Apropo de subvenții, chiar că nu mai înțeleg nimic, eu am și întotdeauna așa am fost, am avut întotdeauna încredere în oameni când mi-au promis ceva, când mi-au spus ceva, considerând că stăpânesc ceea ce spun, dar situația în care ne aflăm acum, ceea ce privesc plățile, chiar că e un dezastru de acum, în fiecare zi nu aș vrea să spun că suntem mințiți, dar șmecheriți suntem siguri. Și anume, spun că avem un procent foarte mare în plăți și venim în fața agricultorilor și spunem că e un procent destul de ridicat, în jur de 70 ceva la sută în ceea ce înseamnă plățile pe suprafață. Și când întrebăm de ce valoare au fost făcute plățile, constatăm că nici măcar 20% nu s-au realizat.
La desele noastre întrebări la APIA, ce se întâmplă, cum se plătesc, mi s-a spus, se ia aleatoriu, nu contează, mare, mic, să constat zilele astea că de fapt este vorba de plata celor foarte, foarte mici, care să ridice procentul și să spună că avem 70-80%, când noi nu am reușit să trimitem în teritoriu nici măcar 20% din banii alocați pentru subvenții. Erau vorba de vreo 200 și ceva de milioane de euro și gândiți-vă cât mai e până la un milion, până la 1.300.000. Ceva nu este în regulă, știți prea bine că acum nu mult timp, cred că sunt vreo 2 săptămâni și cred mâine o să chiar să verificăm, să vedem ce s-a întâmplat. Am făcut știu eu, un memoriu la Ministerul Agriculturii în care ceream o anchetă asupra acestei instituții să vedem ce se întâmplă, cine se face vinovat de această întârziere, pentru că fermierii sunt puși într-o situație foarte delicată și vă rog să mă credeți că m-a sunat cineva de la Satul Mare astăzi, de pe alt telefon de care eu știam și zic, dar de ce mă sun de pe alt număr? Zice, trebuie să spun mirușine, dar asta e, n-am avut bani să-mi plătesc abonamentul. Adică s-a ajuns într-o situație chiar ieșită din comun și nu știu ce se întâmplă la această instituție. Păi da, domnul Bac, înțelegeam, se întâmplă câte o minune. Înțelegeam din presă că ieri erau date undeva la 630-640.000 de fermieri. Sunt doar cei foarte mici plătiți? Da, da, 600 și vreo 80 erau. 680. De mii, ceea ce reprezintă vreo 70 și ceva la sută din numărul de fermieri, dar cu o valoare de 200 și ceva de milioane de euro. Ceea ce reprezintă nici 20% din total plăți. Să înțeleg că nu vă mai mențineți... Iar o prosteală pe față, să-mi dai un procent mare și dacă mai e unul care mai are puțin creier și te întreabă și câți bani ai eliberat, să nu poți da decât un procent până în 20%, vă dați seama. E bătaie din joc. Să înțeleg că nu vă mai mențineți ideea de săptămâna trecută că până la 1 mai se termină subvențiile de dat? În situația nu. Nu. Și vă spun la modul cel serios. Nu. Pentru că, într-adevăr, eu am avut încredere în oameni, am înțeles situația, am înțeles că 8 aprilie este... prima zi, până atunci nu se poate face absolut nimic, am acceptat-o, dacă îmi văd că mergem zilnic din minciună în minciună și din eroare în eroare, credeți-mă că asupra acestei instituții, din punctul meu de vedere, această instituție nu mai are nicio credibilitate. Nu știu ce se întâmplă acolo, nu știu ce se întâmplă acolo, dar lucrurile nu merg deloc bine și dacă mâine aș fi ministru agriculturii, v-am mai spus-o odată și o repet pentru a doua oară și vedeți că am avut dreptate atunci, pe toți i-aș trimite acasă pentru că salariile lor sunt sfidătoare. Păi, pleacă sunt domnul Sacal de la AFIR, am înțeles, se retrage dânsul, dar la APIA nicio modificare. N-am înțeles. Am înțeles că se retrage domnul Sacal de la AFIR din motive altele decât, evident, plățile, dar APIA rămâne nu în înțeleg. Dacă domnul Sacal a spus că se retrage, chiar nu înțeleg motivul pentru care se retrage, pentru că probabil mă face să cred că nu rezist în fața băieților deștepți care impun în continuare, știu eu, strategii obligatorii și cu interes, pentru că acel om, eu n-am niciun proiect, să nu înțeleagă cineva greșit, dar acel om încerca să facă ceva. Dar dacă nu poate să facă și a luat această decizie, înseamnă că, nu știu, cred că ne revine nouă sarcina, nouă beneficiarilor de a veni și a lua hățurile în mână, pentru că, practic, nu se mai poate. Am înțeles și una, și două, și trei, și tot așa, am fost mințiți, am fost dus pe toate canalele. Dar dacă se iau măsuri din astea când cineva vrea într-adevăr să facă, nu este lăsat pentru că deranjează pe cineva. Domnul Sacal, înțeleg că se implică în campania electorală și de aceea a spus domnul Irimescu că se retrage.
Probabil că va candida undeva sau se implică politic în campanie electorală și de aceea se retrage. Nu am cunoștință dacă va candida sau nu, deși dați-mi voie să cred că nu poate fi așa. Nu știu dacă domnul Sacal și-ar dori o primărie de comună. Chiar credeți-mă că cred că lucrurile sunt cu totul altfel și este nevoit să facă asemenea declarații ca să facă pe cheremul sau gustul celor care stau în spate. Da, domnul Baciu, mulțumim mult, vă așteptăm mâine seara aici în platou și dezvoltăm subiectul. Vom încerca să luăm și o reacție din partea domnului Merca până mâine, să vedem ce se întâmplă. Dar cu până apia. Când vin mâine, dacă tot profit de prezența domnului ministru acolo, da. Și aș vrea să aud și de la un fost ministru în două mandate, să fie sincer, ce se întâmplă, pentru că eu nu pot pricepi fenomenul ăsta, ce se întâmplă la nivel național, ce se întâmplă într-un asemenea post, când de 25 de ani s-a demonstrat că nu se face nimic pentru protecția exploatațiilor agricole, nu se face protecție pentru economia națională. Și aici, știți prea bine la ce mă refer, la acea piață de produse agricole care este în continuă scădere, deși producția în România a fost similară cu celelalte, deci nu putem să spunem că avem un plus de producție, și producția mondială a crescut foarte puțin, câteva procente, până în 3-4-5% maxim. De ce fluctuația prețurilor este atât de mare? Și apoi, dacă vorbim de strategii, credeți-mă, domnule ministru, n-a fost nicio strategie în favoarea fermierului român niciodată. Nu poate nimeni să demonstreze asta, ci din contra, am tot mers din legendă în legendă, am găsit fel de fel de motivații, dar ca stat, n-am făcut nimic pentru protecția agentului economic. Când v-am auzit vorbind zilele astea și ce se întâmplă cu comerțul. E aceeași problemă. România, statul român, n-a impus nicio condiție celor care vin și fac regula după punul plac în România. Lucru care nu se întâmplă nici într-un stat din Europa. Nici într-un stat din Europa. Nu te duci acolo și faci ce vrei tu. Faci ce ți se spune dacă vrei să faci pe teritoriul țării respective. La noi ridicăm mâinile în sus, în fața la toți neaveniții. Așa se întâmplă și în comerț, așa se întâmplă și în comerțul cu cereale. Noi nu facem nimic, nu mai bârfim, vor. Venim cu povești, dar efectiv nu facem nimic pentru producătorul de România. Vorbeați de prețurile scăzute. Păi de-a întâi am distrus zootehnia ca să avem prețurile astea. De asta avem multe marfă, domnule ministru, pe piață. Pentru că porcul a ajuns de râsul lumii, un kilogram de fasole e 8 lei și un kilogram de carne de porc e 3 lei, domnule ministru. Eu înțeleg că toți vor să... Dar vedeți că fasolea nu prea ține pentru slăbit. Deci nu-i ajută dacă spunem că ne-am făcut vegetarieni. De la fasole chiar te îngrași mai bine decât carnea de porc. Nu înțeleg ce se întâmplă. Dumneavoastră aveți multe date pentru că ați fost în două mandate și știți toate dedesubturile. Și am o rugăminte la dumneavoastră în ceasul al 12-lea. Hai... Deșteptați-ne. Spuneți-ne și nouă ce a de făcut, care sunt dedesubturile și cine așteaptă. Că sigur, cu siguranță dumneavoastră le știți pe toate astea, dar cu diplomația pe care vă este recunoscută, tot încercați să o evitați. Vă mulțumesc, o seară bună. Mulțumim, o seară frumoasă. Eu. Domnule Tabără, luminați-ne. Am intrat acum eu în... poate că într-o discuție între patru ochi. Cu domnul președinte Baciu o să mai discutăm despre ele. Părerea mea că în ultimii ani, de pildă, s-au făcut niște greșeli. Cum se face greșeala de a nu face o analiză din 1990
încoace, a unor momente care totuși au creat niște posibilități de relansare. Pentru că trebuie să-i spun domnului Baciu, cu regret că nu vreau să intru în discuții. Eu totdeauna îmi exprim păreri, zic părerile unui fitotehnist sau agronom până la urmă, că niciodată n-am fost atașat în primul rând de chestiunea politică și după cea de meserie. Și asta o știu și colegii mei din PUNR și o știu toți cei care, cu care am avut contact. Mie mi-a plăcut politica și îmi place și acum. Și îmi pare rău că zilele astea nu m-a întrebat nimeni de scandalul ăsta cu Munteanu, nu? Că nu știe nimeni mai multe decât știu eu. Pentru că nu Măgureanu e cel care l-a lansat atunci. Da, dar Măgureanu, fost, Măgureanu dă mai bine în presă. Cam așa tocmai s-a retras, domnul Munteanu, da. Cam se întâmplă. Bun, iar o bulversare din asta în apă, da. Au fost momente de protecție și au fost teribil de criticate. Să ne amintim hotărârea de guvern din 1995, inclusiv de ridicarea tarifelor vamale. Și dau exemplu de pildă ca să nu se mai importe carne de porc, că o simțeam atunci. Eram în zona uneia dintre cele mai mari complexe de producere a cărnii de porc din lume, nu din România. Era vorba de Comtim. Și eu știu istoria două combinate, cel puțin a două, care se doreau să fie distruse total și care au renăscut până la urmă. Dar noi am dat atunci acea hotărâre de guvern cu o protecție extraordinar de severă care a făcut pe cei de la Uniunea Europeană să vină inclusiv la noi la nivele înalte, să ne verifice. Și discuțiile mele cu comisarul european de atunci, poate că le produce domnul ambasador Constantin Ene, care a asistat la ele, ca un moment care a spus nu s-a repetat niciodată în viața dânsului de diplomat. Când mie mi s-a bătut cu pumnul în masă pe niște principii extraordinar de nefavorabile României. Și numai atâta vreau să spun, pentru că am de gând să scriu o carte, că am ce scrie acolo, în care mi s-a spus, domnule ministru, dacă vreți să produceți în România, să vă găsiți piețe. Uniunea Europeană nu vă poate înghiți aceste produse. Am pornit în sună în cap și acum 5 probleme au fost atunci, grave de tot. Spuse una după alta, că eu îi enervasem pe cei de la Uniune, pentru că până în 94-95, noi adunam toate gunoaiele Europei la cele greșeli făcute de primul guvern de după Revoluție. Se pare că și acum, după spusele domnului Irimescu. Din păcate... Și confirmate domnul Mine aici, care a spus că importatorii români iau numai... Bun, dar vreau să vă spun că nu se referă la punctele cheie ca să fie o continuitate de poziție. Vreau să vă spun că eu am toată stima pentru medicii veterinari. Dar structura lor actuală din România este responsabilă inclusiv de lucruri pe care le spunea domnul Baciu. Pentru că aceste produse care vin apropiate de termenul de expirare. Sau de slabă calitate. Sau de slabă calitate. Cele care se comercializează, inclusiv ce a spus domnul Irimescu. Problema de spuse domnul Irimescu nu-i spuse de dânsul prima dată. Eu știam direct de la medici veterinari. Deci medici veterinari care nu sunt lăsați sau nu erau lăsați, să nu zic acum că nu am prezent, să-și facă datoria în interiorul marilor magazine, marilor rețele. Dacă va fi cazul odată, pot veni cu omul și cu oamenii care au venit, cu medici veterinari, nu cu povestitori, cu meseriași, care au venit la mine, nu eram ministru la vremea aceea, eram un deputat de Timiș, ca să dau și exemplu de unde. Nu vă spun câte probleme mi-au creat din zona respectivă ca să putem începe exportul de carne de porc, pentru că noi, de după gafele acelea mari făcute tot de niște miniștri, noi nu mai exportam nici carne de porc, nici carne de pasăre. Mă bucur acum că se rea de exportul de porci vii. Dar nu vă spun și aveam toată înțelegerea Uniunii Europeană, domnule, și ai noștri nu vreau să o facă. Până am găsit termenul, vă rog să verificați dacă oriunde în lume Uniunea Europeană a mai lăsat termenul de canalizare ca să putem exporta în jurul unor complexe. S-au făcut toate eforturi. Știe actualul ministru a apărării, care era ambasador la Bruxelles, știe ce eforturi teribile s-au făcut atunci pe toate căile ca România să poată să iasă din sistem. Din sistemul acela de blocaj. Dar în principal problemele ministrului de aici și probabil și ministrii de după mine. Ca urmare, uitați-vă ce s-a întâmplat. Astea nu sunt chestiuni care se întâmplă să nu știe Autoritatea de Securitate Alimentară. Dar eu amintesc, domnului Baciu, că pentru că nu se vorbește de treaba asta, dar să uite puțin în urmă. În 1995 am avut Ordonanța 13, prin care fonduri masive de la FPS mergeau spre ce înseamnă restructurarea. Și atunci am restructurat cele 75 de combinate, pe care apoi, din păcate, un guvern care voia să facă
Harcea, parcea, tot și o economia de piață dintr-o dată. În 1997 le-a făcut așa, au ajuns porcii de la Dialomița să mănânce fiere. Dar nu vorbește nimeni cât de greu s-a salvat atunci combinatul de la Timiș, în care au rămas 50.000 de scroafe mame. Da. Și în care l-am dus acolo, eu eram în opoziție atunci. Dar l-a mers Radu Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, dar a înțeles problema și măsura de atunci a salvat un nucleu. Foarte mare pericol în 94-95 era pentru Agricola Internațională Bacău. Ce campanii se duceau la nivel de media în România că se privatizase? Dar spuneți-mi... Ori, ce vreau să vă spun? Uitați-vă și vă dau un exemplu, iar care nu e rezolvat nici la aceasta. Cum s-a redus cota de zahăr a României și au dispărut fabricile de zahăr? Și toată lumea a tăcut. Toată lumea a tăcut. M-am urcat de la Timișoara, era domnul Daia, colegul meu, și se lucra la strategia sfeclei. Eu am făcut strategia zahărului în România cu o companie din Uniunea Europeană. Și am lăsat aici o strategie de viitor. Cu expertul numărul 1 a Uniunii, dar nu pe reducere. Pentru ceea ce însemna producția României de zahăr, vă rog să rețineți, a 520-550 de mii de tone de zahăr. Era strategie lăsată în minister și făcută cu oameni care au venit, au privatizat, nu ne-am ținut de cuvânt, să respectăm regulile. Prima privatizare de la Luduș, de la Piatra Neam sau nu știu de pe unde. Ei au spus, domnule, suspendăm, blocăm importurile de zahăr, da? Asocierea lângă noi, facilități pentru asociere lângă fabricile de zahăr a producătorilor, lucruri care se mai face și azi, de cu frânturi. A doua, să avem o anumită protecție, care am făcut-o, am discutat-o. Ei, ea n-a continuat, au rupt-o. Hai. Nu vă spun, și probabil organele statului român, inclusiv la APIA, să știe. Pentru că este o anchetă, un dosar cu acest program al zahărului, care aici acum n-a fost rezolvat, dar care a lovit formidabil într-o industrie care apoi a pus la pământ toată cultura sfeclei de zahăr. Aceste greșeli s-au făcut intenționat de către autoritățile române? Nu, din slăbiciunea unor autorități, cum în piața funciară s-a greșit. În slăbiciune în ce sens? În sensul că nu și-au dat seama unii... Incompetență unii sau reavoință? Unii politicieni de bună credință. Dom'le, cât mai mult să putem intra în vest și așa mai departe. Eu am fost de la început pentru integrare și nimeni nu m-a putut acuza că sunt de partea Estului sau nu știu cui. Din contră. Dar întotdeauna am avertizat asupra unor lucruri care ne aparțin nouă, nu Vestului. Cum spune domnul Cioloș acum. Păi, domnule, chestiunea cu vânzarea pământului nu era chiar treaba noastră acolo, cât se vinde, cum se face, e treaba națională, da? Ce spune acum nou comisar european? Domnule, ăla sunt probleme naționale, nu sunt ale noastre. Dar câți miniștri s-au dus sau de-ai noștri, eu știu că trimiteam eu și nu rezolvau problema. Păi și atunci e vorba de incompetență. Și atunci a fost și de incompetență, și de neștiință. Vreți să vă spun ceva? Când m-am dus în prima zi la Ministerul Agriculturii, acum și pentru domnul Baciu, ca să știe cu cine are de-a face. În prima seară am întâlnit câteva lucruri. În primul rând, nu era subvenția, pregătiți banii pentru subvenție la oi. N-aveam la porc și la pasăre deloc. Am chemat colaboratorii în aceea seară în care am mers eu ca ministru acolo. Să văd care e situația și imediat să luăm măsuri. Dom'le, de dimineața până seara, de 3-4 ori la întâlnire cu activul nostru, cel mai activ de acolo, cei mai mari știutori și care și azi sunt elaboratori de strategii, v-au spus, știți, domnule, nu se poate. Deci nu se poate. Până la a doua întâlnire, când am zis, domnule, ne vedem și la a treia, încă nu le-am spus, eu trebuia să plec la Parlament și m-am întâlnit cu ei, am venit de la Parlament și domnul ministru, știți, n-am găsit soluție. Nu plecăm acasă. Nu plecăm acasă. Doi, noi nu suntem puși aici în minister să spunem că nu se poate. Nu putem. Și am găsit atunci soluții și peste vreo lună, respectiva director general sau câțiva, trebuie să plece. Că, domnule, nu ne împăcăm cu el. Dar asta mi-a dat de gândit. Și nu pun la discuție competențele economice și altele. Dar lipsa de practic o puneam în discuție. Fac o anchetă în minister. Îi cer uneia de la resurse umane, domnule, să-mi dai pe meserii salariații ministerului, funcționarii din minister. La care răspuns stupefiant, mie care eram și deputat și fost președinte de comisie. Și știți, e o chestiune secretă, nu se poate da. Ce mai? Adică cum meseria mea de ministru nu se poate ști public? Ei nu au avut ce face, mi-au adus. Știți câți erau pe agricultură și care aveau cât de cât habar? Câți? 30%. Dar dacă acest procent de 30% a coborât acum
ministrul Irimescu, care, eu spun că vina acum pentru ce este napia, nu este a lui. Da, am spus-o, dumneavoastră știți, că n-am spus-o acum, eu am spus-o în urmă și cu domnul Baciară vreau să discut mai multe, că dânsul este mai reprezentativ acum decât mine. Eu am fost. Eu nu am decât ceea ce am înțeles din sistemul agricol mondial. Și am înțeles bine. Poate mai mult bine decât ceea ce a însemnat sau înseamnă anumite teorii că numai tinerii pot să recepteze așa ceva. Eu am avut colegi de politică care mi-au spus, domne, când v-am auzit pe televizor cu privatizările și cu ceea ce însemna reglementările din zona silvică și din zonele de agricultură, a zis, domne, mi-a venit să sparg televizorul, că a stat lângă ăsta Vasile, nu știu care, de la PNCCD. Eu am jucat un rol important la legea 1 pe 2000. Că n-au respectat-o mai departe. Și după care, din 1991, din 90, punctul de vedere privind piața funciară, am spus-o mereu. Eu însă, și-o spun iară public, la momentele cheie, din cauza unor tipuri de relații, sau din diplomația miniștrii, că eu nu sunt un diplomat, altfel n-am spune ce spun acum, sau n-am spus ce a spus, sau eram în politică în continuare, cum mi-a spus Dan Marțean odată, bă, pe tine te-a stricat gura pentru că în 2000 puteai să fii parlamentar în continuare. Nu, eu am întrerupt. Momentul 2000-2004. Spuneți-mi, vă rog, apropo de ministru și de echipă. Acum problema știți care e? Nu sunt bani. Și atunci toți, teoretic pe hârtie, sunt. Pentru că vreau să vă spun că acum avem, de pildă la Oradea, stațiunea Oradea, bunuri ale statului, bunuri publice, care sunt executate de stat, dar care nu pot fi valorificate. Dar ele sunt executate. Alea sunt trecute undeva ca venituri. Păi nu sunt bani, banii nu vin și nu o să vină nici peste 50 de ani. Că ministerul, și mă refer la ministrii de după mine, nu au vrut să rezolve problema aceasta ca aceste unități să aducă bani. Nu să creeze crize de bani. Vreau să vă întreb... Ori toate execuțiile la Ministerul Finanțelor, și poate că acolo trebuie și astea, trebuie clarificate. Din păcate, uitați, eu fac apel de... Îmi pare rău, eu țin foarte mult la premier și știu că știe multe lucruri. Și îmi pare rău de momentul în care Dacian Cioloș a ocupat postul de prim-ministru. Absolut nefavorabil. Dar dacă îl trece, este un om care confirmă niște valori. Pentru că el făcea parte din puținii tineri care știau ce înseamnă politica mare. Ori acum părerea mea că este total blocat. Este blocat de ce se întâmplă în Parlament. Și chiar dacă eu sunt beneficiarul zisa pensie sau ce Dumnezeu este cea de Parlament, eu spun că aceste drepturi trebuie să se dea în momente momente favorabile economii, nu nefavorabile numai de dragul satisfacerii unor chestiuni sociale care, de fapt, agravează criza, nu o acoperă. O ultimă întrebare... Și aici este cheia, adică relația mea cu un ministru, eu vorbesc de mine. Nu vreau să dau exemple, că eu știu că sunt niște elemente. De pildă, spun domnului Baciu că în 2013, în ianuarie, s-au scos din acel 1 milion și ceva de fermieri, unii, și s-au plătit direct. Cum să faci așa ceva? Și de acolo au pornit toate dezacordurile, toate chestiunile. Când tu nu ai o regulă generală pe care să o respecti, că îți place sau nu-ți place, că ți este defavorabil, mie mi-a fost defavorabil cu prietenii mei cei mai buni. Că nu am putut, ți-am spus, domnule, nu. Regula generală pentru tot. Cel care are 1 hectar și ăla care are 20.000 de hectare, ia conform metodologiei de elaborare acestor bani. Nu pot să fac altfel. Putea veni toată stima pentru Tărâță, pentru alții și alții. Dar nu, n-am făcut-o niciodată. Bun, o ultimă întrebare vreau să aici, vă... Aici sunt... Eu n-au cu zapia, acum iertați-mă. Că toată lumea zice la apia. Nu. Acolo unde se ia decizia. Pentru că banii pentru apia se procură. La un moment dat. Bun, apropo de... Apropo că... Da, da, de ce a zis domnul, ce a rugat domnul Paciu. Vreau să vă întreb, tot în acest context legat, Daniel Constantin, Achim Irimescu a spus că, teoretic, atunci când vine un ministru, își poate face echipa cu care să conducă. Însă el nu a reușit mai mult de unul sau doi directori să-i aducă sau să-i pună pe posturile pe care dorea dânsul postul cheie în accesiunea lui pentru a-i lăsa să conducă. Este atât de greu să te bați cu un sistem? Este mai important în acest moment, mai puternic sistemul decât ministrul? Eu zic că și Daniel Constantin și Achim Irescu. Achim au avut 100 de ori mai mare libertate decât mine. Deci decât mine. Deci se poate. Eu am avut surpriza că la un moment dat când s-a schimbat un secretar de stat nici măcar să nu mă anunțe primul ministru. Și atunci am luat telefonul
Și a zis, domnul prim-ministru, acest om trebuie să lucreze cu mine. Doi, nu trebuia să țină seama de, dar măcar mă întrebați, că eu știu ce am de făcut. Că eu mâine ca ministru așa am și făcut, de altfel eu am luat atribuții în momentul în care am văzut că se greșește și că nu se face ceea ce trebuia, le-am luat eu și le-am condus eu direct. Dar nu mă vii cu oameni, ei au avut totuși dreptul să-și aducă niște oameni și văd acum. Da, au plecat și Sorin Radu și Andrei Sacal pleacă în acest moment. Singurul pe care ar fi în echipa mai fi Merca, care este contestat. Am niște rețineri față de argumentele plecării lui Sacal. Eu știu pe Sacal de când era președintele funcționarilor publici. Nu i s-a reproșat acestui om niciodată nimic. Cred că era nevoie de o schimbare, deși Popescu n-a fost un conducător bun la Fir. El a moștenit niște lucruri acolo, care nu erau foarte simplu de rezolvat. Și tocmai... Nu vreau, iară, e o chestiune mai lungă, pe care și domnul Baciu o știe destul de bine. Da, dar eu o știu bine de tot. Și tocmai, unde este problema? În ce ai adus puțini oameni și aceștia îți pleacă? E greu acum, asta o știe foarte bine domnul ministru. E o problemă de sistem, e o problemă a ministrului de a colabora cu oamenii? E și de relație. Părerea mea este că una dintre greșelile a fost în momentul în care și-am văzut că ceva nu era în regulă când s-au fixat conducerea la Apia, prima fază, când era vorba de Florin Faur de la Timișoara. Și a fost schimbat. Și pentru mine sunt multe semne de întrebare. De ce a fost atunci retras? Da. Deci sunt multe semne de întrebare având în vedere ceea ce știu eu. S-ar putea ca alții să știe altceva. Dar acestui om îi se datorează de pildă, eu nu pot să o neg. Ne-a fost student și universitar la Timișoara. Dacă nu era în 2009 și o anumită strategie de întâlnire cu președintele României de atunci, nu se rezolva problema la Apia, ajungeam în faliment aproape. Că așa am moștenit Apia. Dar faptul că... Pentru că la Apia problema acum nu este cea a oamenilor, ci a softului. Cine a făcut softul? Cine a dat acordurile pentru softul actual? De ce? Eu știu sigur că am avut discuții pe tema asta. Ministerul. Și cine din minister? Nu știu asta. Pe ministru, cine să-l dea? Numai dacă transmiți la alții sarcinile. Și atunci te trezești în situația în care ești acum. Adică Daniel Constantin, el era ministru. Nu știu cine era. Nu știu, dar eu știu ce am fost eu ministru. La mine a semnat tot. Nu puteți pleca o decizie majoră, decizie majoră. Și nu semna nimeni în locul meu. Eu semnam majoră. La Apia. Păi dacă nu dădeam un pic de protecție sistemului, care a fost super apreciat de toate organismele internaționale. Extraordinar de apreciat. Am ajuns pe locul 3 în Europa. Nu era 2011, 2012. Vă rog să verificați. Nu-ți povești. Faptul că Irimescu de când a venit... Pentru că am ținut niște reguli clare. Faptul că ministrul Irimescu de când a venit a criticat Apia pentru problema cu softul și cu subvenție care întârzie, credeți că este un, nu știu, un complot, e mult spus, dar este o răzbunare critic din partea Apia și ajungem la situația la care a spus domnul Baciu astăzi, că s-au plătit 680.000 de fermieri, dar cu sume foarte mici? Adică vedeți aici o săpare din interior a ministrului? Doamne, ca să facem așa un scenariu? Eu îmi pun o problemă. E posibil. Nu știu cât e de iubit Achim. Pentru că el n-a făcut parte, cel puțin din câte știu eu. El a fost ani de zile la Bruxelles și, repet, a reprezentat destul de bine România. Dar critica chiar aceasta credeți că i-a dăunat? Pentru mine sunt... Trebuia să facă acest lucru la ministru, să critique sau nu? Cred că el a abordat niște probleme pe care nu cred că le-a stăpânit foarte bine. Și atunci creezi un pic de șubrezenie și de neîncredere în persoana ta dacă ești cu așa ceva. Adică a intrat cu chestia, cu banii, cu nu știu mai ce, cu... Exportul de bani. Dar mă refer strict la, bine, și la ce a spus de 10, că suntem de o piață de mâna 10-a, dar și faptul că de când a venit el a criticat constant Apia. Să mă ierte, dar deocamdată, dacă știi că e de mâna 10-a, deocamdată nu s-a luat nicio decizie să nu fie de mâna 10-a, deocamdată. Nu trebuie să rămâi la discuții pe care le arunci în public, că dau bine. O știi, da? Dar cine obligă? Știți scandalul cu lalelele, da? Eu vreau să vă spun că am constatat destul de multe neregularități și neîndeplinirea condițiilor. Dar vreau să vă spun că era o problemă mai gravă, pe care n-am avut curajul noi, cei care trebuia să o abordăm la nivele mai mari, să spunem că, de fapt,
certificatele de origine acestor alele erau schimbate și că nu sunt singurele produse care se importă prin intermediul unor țări europene și care se duc în România, ele fiind cultivate în Zambia. Da, am vorbit asta și ieri cu cei din industria alimentară. Păi, și de la, da, păi bun, și ieri din industria alimentară. Că eu am niște semne de întrebare asupra unor lideri de acolo, inclusiv la lapte. Iertați-mă. Asupra aprilului, adică, Dorin Cojucaru. Nu, am o de singură lapte. Eu spun, spus așa. Pentru că producătorii trebuie să aibă proprii lor reprezentanți, nu le poate reprezenta interesele cineva care este rupt, nu este din asociație. Dacă ar fi cooperativa făcută cu procesatorul, ar fi cu totul altceva. Dar dacă el este cel care merge pe o anumită linie de profit, iar eu, producător, n-am ce face, eu trebuie să urmez o linie de un anumit tip, atunci e greu de crezut că ăla îmi reprezintă interesele mele. Ori la Bruxelles, când s-a discutat despre problema laptelui, acolo nu s-a discutat numai relația dintre producător și procesator în contract. Din contră, chiar la intervenția României, a fost să continue această reglementare și pe ce înseamnă comercializare consumator, pentru că pe mine, ca ministru, și o spun cu voce tare, nu mă interesează cele două verigi, cele de procesator. Pe mine mă interesează relația mea a producătorului cu consumatorul. Și dacă tu, procesator sau consumator, nu te supui regulii și îmi scoți bani de acolo și bagi la tine în buzunar și producătorul moare ca acum, atunci eu nu fac datoria de ministru. Eu nu răspund de problemă, eu răspund de agricultura în general și de baza ei, baza de producție. Aia e baza ministrului, a oricărui ministru. Ori noi din ultimii ani am avut multe voci, și eu vorbesc mult. Dar nu știu dacă n-am avut suportul a tot ce am spus și, din păcate, să și împlinește ce am spus. Pentru că problema aceasta de la Apia, de acum, eu nu spun de acum. Știți? Că nu am fost, am fost de doi ani aici. Da. Cum la AFIR am spus că PNDR-ul acesta este supraîncărcat. În primul rând, măsurile care s-au făcut nu sunt corespunzătoare în totalitate cu ceea ce înseamnă condițiile României. Iată că s-a făcut o mică concesie. Începe să se refacă nu știu ce din PNDR. Păi nu tot PNDR-ul trebuie să-l refaci acum. Că trebuie să-l ții la probe. Păi cum să te duci? Și așa noi am scăpat cu niște chestiuni ușoare. Când am transformat AFIR-ul din PNDR, APDRP. APDRP în AFIR. E o chestiune care putea să spună Uniunea, domnule, haideți să vi-l autorizăm. Aprobăm, nu? Bun. Aici sunt probleme. Sunt extrem de multe și depind de puterea de decizie a ministrului. Eu știu, cel puțin așa cred, că celor nu face presiuni de niciun fel asupra ministrului. Din contră, cred că este o colaborare bună. Dar aceste probleme nu pot fi lăsate că cineva din nu știu ce sisteme, are interese într-o anumită zonă. Și că eu trebuie să merg cu aceeași firmă dacă ea nu-și face, și exact repet ce am spus acelei doamne care conducea firma la respectivă la vremea aceea. Doamnă, pe mine nu mă interesează numai strictul principal, coloana principală a problemei, mă interesează și partea laterală să-mi funcționeze. Dacă nu funcționează, ți-l iau programul și fac licitație din nou ca să-mi câștige cine îmi face întregul program și îmi funcționează la data fixă, adică 16 octombrie 2015, asta trebuia să funcționeze. Bun. Ultima întrebare, promit și răspundeți-mi, vă rog câțiva de scurt cu da sau nu. În acest moment, Achim Irimescu poate să gestioneze situația de la Apia și ce se întâmplă? Dacă se dă sprijin de la guvern și are curaj, atenție, și curaj, dar mi se pare că a pierdut partida. Deci a pierdut partida. Ca ministrul agriculturii nu poți avea prieteni. Deci nu poți avea prieteni în momentul actual. Și are prieteni? Nu poți. Poți să-ți impui părerea mea este că s-a cedat în anumite chestiuni. A pierdut cu Apia sau cu guvernul partida? Din mai multe puncte de vedere. Deci pare rău ce spun, dar e observația mea. Când Daniel Constantin a pierdut din primele zile, o să vedeți ce se va fi cu programul pe irigații, care nu-i făcut ca lumea. Bun, mulțumim. Ca să vă dau o comparație, ce a însemnat eficiența măsurii 1-2-5, care trebuia dezvoltată. Miliardul ăla de euro trebuia să meargă spre acest sistem. Sigur, cu părți care sunt pentru ceea ce înseamnă terasa întâia Dunării și ce înseamnă eficiența economică a irigațiilor în terasa întâia Dunării. Dar nimeni nu poate nega și lăsa în derâdere sau la o parte sistemul de pe care pomeneam și care a pornit înainte de 89. Siret Bărăgan. Eu nu l-am scos întâmplător la înaintare. Atunci eu l-am pus că mă așteptam să mă critique cineva.
Adică duce un proiect al lui Ceaușescu și cum de luat în calcul pentru ce înseamnă dezvoltarea inclusiv a producției agricole la sud de București, sud-est, chiar puțin sud-vest, canalul București-Dunăre. Pentru că și aici sunt vreo 200 de mii de hectare care pot fi irigate. Doi, tot principiul, că cineva mă critica odată că filozofia irigațiilor. Nu. Scurgerea gravitațională și sistemul de acumulări de apă de sub deal, cum se spune, aceste ape care ne fac probleme acum la 30-40 de mililitri de ploaie, noi trebuie să fim inundați? Asta e din prostia uriașă. Ce fac în mânățele funciare? Iar ei întreb. Nu fac ce trebuie. Și acum au avut bani, că nu mai fost tabără să urmărească pas cu pas ce fac consilii de administrație de acolo. Și care spela DNA pe undeva. A fost obligat să o fac. N-am ce face. Mulțumim mult de tot, domnule Tabără, pentru discuția din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Adin Buzatu, pentru ținută. O seară excelentă. La revedere!